Vă salut, dragilor, eu sunt Pejar, vă urmează să vă aveți împreună cu mine la un nou clip de reacție. Asta ne dăm cu părerea la o piesă video, o piesă care mie mi-a plăcut foarte mult. Valhalla Calling se cheamă, de la jocul cu Assassin's Creed Valhalla, și o cântă un artist, un influencer, nu știu cum să-l numesc, Peyton Bellish se numește el, și o cântă împreună cu Miracle of Sound, un alt artist. Cred că cei doi sunt din trupe diferite, nu pot să-mi dau seama, pentru că am tot dat să caut în arhiva internetului, dar n-am găsit nimic. Înseamnă că sunt populari doar pe platforma YouTube-ului, dar nu și-au lăsat destule informații în spate ca să nu-și dea seama junimea despre ce este vorba. Pentru asta îmi dați să dați un punct de mă ajută foarte, foarte mult și pentru că mă ambiționează și mai mult like-ul vostru să fac mai multe clipuri de genul acesta. Și bineînțeles, uitați să vă abonați, pentru că abonându-vă la canalul meu de YouTube, cum să vă spun eu, m-a ajutat și pe mine să îmi cresc tot mai mult canalul, ca să fim aici o comunitate cât mai frumoasă. Haideți să-i dăm drumul, să nu mai tot întindem cu băstea și trimiteți voi comentarii la sfârșit de dezbui ce faceți. Dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, bineînțeles. Despre asta e vorba, să trimiteți comentariile. Let's do it. Ships on vigor of the waves of scaven barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate, German shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of... Țin să menționez de la bun începutul clipului că Peyton Bellish mai are încă doi membri. Adică e Miracle Sound și taiwanez sau nu știu cum să-l numesc pe om, dar el are vocea lui, aia, basul ăla, el oferă basul cântecului. Păi când te liși vreți să aia, chestia aia, înțelegeți voi, ridică notele. Iar clipul, bineînțeles, a fost dat de pe internet, cel cu jocul. Jocul este și acum, îl găsiți pe platforme, Steam, eu știu, de pe ce vă jucați voi, Boosteroid, habar n-am. Așa că mă încap pe mine sublimă să vă mai zic. Melodia a fost făcută în studio. Iar vedeți pe Peyton Bellish, acesta este Peyton Bellish, cel care cântă. Stați un pic să... Dar nu, că îl vedeți. Acesta este Peyton Bellish cântând la microfon. Aici este într-un studio unde se vede tot numai, este un studio. Și practic ei când au filmat, nu știu cum au făcut ei efectul ăla să pună și filmulețul de la pasa se scriva la habar nu am, dar au făcut un lucru super mișto, adică proiectul a mers super size. Da, tati, știți ce zic? În rest, Peyton Bellish de-aia se uita încolo așa, că citea textul de pe ăla, cum era el acolo.
citea textul și se ținea în ritmul cântecului. Deci, bă, despre ce vorbim? Aici vedeți voi adevărata voce. Aș să uităm că este pe versiunea de rock. Să nu uităm. Este pe versiunea rock. Mie rock-ul îmi place foarte mult. Îmi place și rap-ul, nu pot să zic nu. Dar când e vorba de rock, bă frate, îmi place să ascult un instrumental la cap coadă. Și dacă nu îl ascult pe tot, eu fac urând de aici, nebun, fac urând. Beau o bere din asta și mă cărnesc. Sails are swaying on the crimson river's blood. Regele Odin, bă, a apărut mai rei de clipă, se debula ca regele Odin, bă, regele Odin al vikingilor. Da, pentru că tot zicea un hater și n-am să uită în viața mea ce comentarii mi-a dat. Rușine cum ce are să faci, să-ți dai părerea despre cineva care face clipuri și lucrează în asemenea proiecte. Bă, holes, că nu fac bani de pe seama lui Cavaș. Talentul vostru. O fac, vizualizări și atâta tot, că bani nu fac deocamdată. N-am 1000 de urmăritori ca să pot să fac bani de pe urma lor sau să... Iisus să zic, bă, vedeți că fac bani de pe urma lor, să se poate? Și eu zice, mă, știu, deci... Nu mai tot mâncați, voi haterii ăștia mult, că cred că-l mâncați în plin cu liurița și vă place foarte mult. Hai! Cam atât și pentru acest clip, dragilor, am lăsat un pic să termine piesa, așa. Ca să nu mai aud alte discuții de la alții, dar că de ce ai făcut o reacție? Că dacă vreau să spun piesă, o ascultam pe YouTube, că nu știu ce, că nu știu cum. În primul rând, au făcut clipuri de reacție și pot să mai fac clipuri de reacție de la diferiți artiști, pot să fac și de la Eminem dacă îmi zicea în comentarii că o să aleg și o să fac. Pentru că și la artistul ăla, rapperul acela, vreau să reacționez la o piesă de-a lui și poate să vină orice hater. E tu mai ales să faci asta.
Da, da, mai ales va și care e problema. Dar nu fac bani de pe chestia asta. Pentru că eu nu permit să am numerele lor de telefon și să-i sun. Că nu suntem în România, ca în România să sun pe oșine, pe puia sau mai știu pe care pe connector și să-i zici, bă, poți să reacționezi la o piesă ta pe canalul de YouTube, dar nu știu câți bani trebuie să-mi dai. Sau câți bani trebuie să-mi dai. La modul ăla, ceva de genul. Bă, terminați cu prostiile astea, că vrăjelile astea, bă, sieptine și le găsești pe tot gardul. Te nebun la cap. Of, Doamne, nu o place cam acest, tu! Nu o place cam atât și cu acest clip de reacție. Eu sper că v-a plăcut acest clip de reacție în care eu am reacționat la Peyton Bellish, la melodia Valhalla Calling. Vă aștept acolo cu like, subscribe, un număr cât mai mare. Știți voi ce aveți de făcut. Știu că sunt o firmă mai glumeață și așa. O să auziți multe poante și așa mai departe. Nu uitați să scrieți acolo în comentarii dacă vreți să reacționez la Eminem sau la, nu știu, Tupac, Dr. Dre. Voi știți. Sau rapperii de la noi din România, Dog, Lyric, Vlad Oprescu, ăștia, puteți să-mi scrieți dacă doriți artiști din România ca să reacționez la ei. Și bineînțeles o să fac și un clip de întrebări și răspunsuri, pentru că îl am în pregătire pe clipul la care am răspuns eu haterilor. Pentru că o să vedeți și voi ce fel de înjurături mi s-au adresat mie și doar persoanei mele. Dragilor, nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și să vă abonați la acest canal de YouTube. Cu cât vă abonați mai mult, cu atât o să fie mai multe clipuri pe acest canal de YouTube. Eu am fost pe Joa, voi v-ați ars împreună cu mine la un nou clip de reacție. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, lăsați comentarii. Ne auzim o seară faină, vă pup, pa, pa.